Scump, frați și surori, cuvântul din dimineața aceasta cred că a acoperit foarte bine aspecte legate de călăuzirea Duhului Sfânt, de nevoia noastră de călăuzire, de ceea ce trebuie să însemne călăuzirea Duhului Sfânt, dar în același timp, ideea de a nu-L ispiti pe Dumnezeu. Cum sublinia fratele pastor Florin, este foarte periculos să-L întrebăm pe Dumnezeu cu privire la lucruri pe care deja ar trebui să le știm din cuvântul Său. Dumnezeu nu își renegociază principiile. Ceea ce este negru pe alb în Scripturi, Dumnezeu nu amendează prin călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că spunea Domnul Iisus, El, Mângâietorul, vă va călăuzi în tot adevărul. E unde găsim adevărul? Adevărul îl găsim în Scripturi. Iată de ce niciodată în planul acesta al călăuzirii lui Dumnezeu să nu compromitem principii, indiferent cine ce ne-ar spune. Mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o odată cu un frate slujitor care a participat la o lucrare pe care am considerat-o neroditoare și a întunericului. Și stând de vorbă cu acest frate, i-am spus, frate, dar cum ai putut să mergi într-un asemenea loc, să te asociezi cu asemenea persoane? Pentru că ei s-au folosit de tine, de imaginea ta, ca să-și valideze, să-și legitimizeze activitățile care contravin Scripturii. Și fratele respectiv, care mi-era foarte drag, mi-a spus, frate, zice, am simțit călăuzirea. Am simțit o călăuzire. Și mi-a spus, frate, pare foarte rău. N-ar trebui să dăm vina prostiile pe care noi le facem, greșelile pe care noi le facem, să dăm vina pe călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu ne scoate din principii. Duhul Sfânt întărește principiile cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Și cred că lucrul acesta a fost aplicat foarte bine astăzi, plus diversitatea modurilor în care Dumnezeu comunică cu noi. Apreciem din toată inima, frate Florin. Aș vrea să privim puțin la pasajul acesta, la evangelizarea, lucrarea de evangelizare a apostolului Pavel în Filipii și să prezint câteva aspecte legate de planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu în viața unui om ca Pavel și în viața fiecăruia dintre noi. Vă rog să observați aici împlinirea planului divin. De fapt, apostolul Pavel lucrează și noi toți ar trebui să fim parteneri, să lucrăm împreună cu un singur scop. Împlinirea planului lui Dumnezeu în lume. De-aia suntem aici pe pământ. Care este planul lui Dumnezeu în lume? Planul lui Dumnezeu cuprinde două mari chemări. Evangelizarea lumii și edificarea bisericii. Astea sunt cele două lucruri la care cu toții colaborăm, participăm și trebuie să fim implicați în împlinirea acestui plan măreț, plan divin. Dacă ar trebui să ne evaluăm pe fiecare dintre noi, noi înșine, să ne evaluăm, dacă noi colaborăm cu Dumnezeu, suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, lucrarea aceasta se evaluează prin prisma acestor două lucruri. Evangelizarea lumii și edificarea bisericii.
Întărirea în credință a bisericii. Maturizarea spirituală a credincioșilor. Întărirea în credință. Noi trebuie să împlinim aceste chemări și trimiteri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut înainte de a se înălța la cer. Uită-te la tot ceea ce faci sau ce spui. Cât din ceea ce suntem, facem și spunem se încadrează în împlinirea acestui plan. Apostolul Pavel spune în versetul 5, de fapt, Faptele Apostolilor, vorbind despre activitatea apostolului Pavel, bisericile se întăreau în credință, asta este edificarea bisericii, și sporeau la număr din zi în zi. Este lucrarea de evangelizare. Iată de ce Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu și câștigarea de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu și apoi pentru edificarea bisericii, a oamenilor care au venit la credință, care sunt aduși în biserică și care trebuie să crească spre standardul maturității noastre, căpetenia desăvârșirii noastre. Am mai spus lucrul ăsta, știți ce înseamnă căpetenia desăvârșirii? Căpetenia desăvârșirii înseamnă vârful către care tindem în lucrarea noastră de creștere spirituală. Până la nivelul ăla trebuie să ajungem. El e căpetenia desăvârșirii. Noi suntem într-un proces de desăvârșire care nu se va încheia decât atunci când vom ajunge asemenea lui Hristos. Acum, aici pe pământ, câtă vreme trăim, niciodată nu vom atinge acel apogeu, dar întotdeauna vom crește spre el. Vom deveni din ce în ce mai mult asemenea lui. De asta trebuie să ne punem toată încrederea în harul care va fi arătat la venirea Domnului. De ce? Pentru că harul acela completează diferența dintre ceea ce noi suntem și ceea ce ar trebui să fim. Aici există un pericol în viața noastră și fac o abatere de la subiect pentru că nu vreau să las firul ăsta deznodat. Știți că inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduidere. Din moment ce toți suntem pe traiectoria aceasta a creșterii spirituale și din moment ce niciunul dintre noi nu vom atinge perfecțiunea câtă vreme trăim aici pe pământ, la un moment dat vom spune, auzi, lasă fie alții mai sfinți ca mine. Lasă fie alții mai sus ca mine. Eu sunt și eu pe aici. Am trebuit să fiu eu Sfântul Sisori. Am trebuit să fiu eu cel mai perfect și cel mai bun și cel mai... Sunt și eu pe undeva. Cresc și eu un pic. Un asemenea mod de gândire, o asemenea mentalitate, nu te va ajuta să crești. Vei scădea. Pentru că orice compromis intenționat de la panta aceasta ascendentă pe care trebuie să urcăm în maturizare spirituală ne va coborî și ne va depărta de Dumnezeu. Și când facem lucrul acesta intenționat, pe frații mai putem păcăli, dar Biblia spune că Dumnezeu cunoaște simțirile, cunoaște inima, cunoaște gândurile. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Un asemenea mod de gândire insultă și zădărnicește planul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, dorința noastră trebuie să fie de a atinge apogeul maxim în fiecare zi. Zice, dați-vă și voi toate silințele. Când cineva spune, lasă fie alții mai buni ca mine, își dă toate silințele. Asta înseamnă că în fiecare zi nu mai trebuie să rămână o fărâmă de energie spirituală în noi pe care să nu o fi consumat în dorința
de a ne apropia de Dumnezeu mai mult și de a fi din ce în ce mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Ăsta e planul lui Dumnezeu și Pavel este angajat în împlinirea planului. Îi spunea lui Barnaba, se menționa fractura dintre Barnaba și Saul, pe motivul Ioan Marcu. Ioan Marcu a dat dovadă de lipsă de maturitate atunci când în mijlocul primei călătorii misionare i-a abandonat și s-a dus să-și rezolve el alte probleme. Și a fost o mare dezamăgire pentru apostolul Pavel, pentru că în echipa lor misionară fiecare avea proiectul lui, obiectivul lui, însărcinarea lui. Oricând iese cineva din dispozitiv, complică lucrurile. Și la a doua călătorie misionară, Pavel a spus, nu-l mai luăm pe ăsta, pentru că ne lasă baltă când ne e lumea mai dragă. Ei, pentru că era nepotul lui Barnaba, Barnaba a spus, auzi, las că mă ocup eu de el, las mai trag eu de urechi, îl mai împing eu de la spate, îl mai formăm, îl mai ajutăm. Și nu s-au înțeles. Pavel a fost un perfecționist. Și l-a luat pe Sila, s-a dus cu Sila, în vreme ce Barnaba s-a dus cu Ioan Marcu. Interesant, în timp Ioan Marcu a devenit ceea ce trebuia să devină, probabil că respingerea lui Pavel a fost exact dușul rece de care avea nevoie. Că mulți spun acum, ei, Barnaba a avut inimă bună, că totuși l-a luat cu el, l-a recuperat, în vreme ce Pavel l-a respins. Atenție! Nu îl desconsiderați nici pe Pavel, nici pe Barnaba. Amândoi au procedat bine. Disciplina și respingerea lui Pavel, îmbrățișarea și parteneriatul lui Barnaba au făcut din Ioan Marcu un om despre care mai târziu Pavel scria: trimiteți-mi-l pe Ioan Marcu, pentru că am mare trebuință de el. Ce a făcut să se schimbe caracterul lui Ioan Marcu? Respingerea lui Pavel, dușul rece, mustrarea lui Pavel și îmbrățișarea lui Barnaba. Amândouă au lucrat împreună. Dar Pavel îi spunea atunci lui Barnaba, hai să mergem înapoi pe la toate bisericile, bisericile pe care le-au fondat în prima călătorie misionară, să vedem ce mai fac frații, să vedem cum sunt în credință. Iată, împlinirea planului lui Dumnezeu. Probabil că același plan l-au avut acum, separați, Barnaba și Ioan Marcu, Pavel și Sila, să viziteze din nou bisericile, să verifice starea lor spirituală. E foarte posibil, deși Biblia nu mai spune mare lucru despre activitatea lui Barnaba, pentru că Faptele Apostolilor și recordul biblic stă lângă Pavel, pentru că Pavel este marele apostol al neamurilor, dar este posibil ca Barnaba împreună cu Ioan Marcu să fi făcut exact ce a intenționat Pavel cu Barnaba la începutul celei de-a doua călătorii misionare, să viziteze bisericile, să meargă pe urmele lor, ale primei călătorii misionare, și să verifice starea spirituală a bisericilor. Și Dumnezeu are un alt plan pentru Pavel. Lasă-l pe Barnaba să-i viziteze, lasă-l pe Barnaba să-i edifice. Tu trebuie să defrișezi un teren nou. Evanghelia trebuie să fie extinsă într-un loc unde n-a mai fost propovăduită. Pentru că ambele brațe ale planului lui Dumnezeu să fie aduse la îndeplinire. Atât edificarea bisericii, cât și evangelizarea și convertirea oamenilor nemântuiți. Dragii mei, am citit odată despre una dintre marile probleme ale companiilor.
și angajaților, oameni de specialitate. Pentru că cineva spunea, Dumnezeu, de ce pierdem timpul să-i luăm la reciclare, adică să facem cu ei niște conferințe, niște seminare? Zice, pentru că la un moment dat oamenii în rutina preocupărilor lor își pierd focusul. Devin letargici. Uită care este dinamica proiectului în care ei sunt implicați. Intră într-o rutină și trebuie să fie reenergizată mintea lor, atenția lor, pentru ca să nu piardă din vedere care este scopul lor. Nu e așa că în fiecare zi intrăm în rutina vieții acesteia. Mergem la locurile de muncă, avem colegi de muncă, interacționăm cu oamenii din jurul nostru. Și în momentul în care eu lucrez cu un om, eu îl consider colegul meu de lucru. În realitate, un copil al lui Dumnezeu ar trebui să vadă într-o asemenea persoană câmpul lui de misiune. Dar pentru că am început să trăim viața de fiecare zi în obișnuința aceasta, în starea aceasta de rutină, ne pierdem focusul. M-am trezit odată urcând într-un avion, așezându-mă pe scaun și dorindu-mi să nu stea nimeni lângă mine. Foarte tare mi-am dorit să nu stea nimeni lângă mine. Probabil că este și un spirit de mică ironie a lui Dumnezeu. De câteva ori, fraților, a stat scaunul gol lângă mine până aproape să se umple avionul. Și cum vedeam că unul trece de mine, îmi creștea inima și mai mare. Mă întind, îmi pun aici lucrurile. Așa. Măi, printre ultimii care veneau, se uitau unul la mine, venea să mă dau la o parte să treacă să ia locul de lângă mine. În mod normal, ar trebui să vrem întotdeauna să stea cineva lângă noi, nu? Pentru că persoana respectivă devine un potențial câmp de evangelizare. Omul cu care te întâlnești după ce nu te-ai văzut multă vreme, tu ai impresia că e bine că te-ai întâlnit, că îl mai întrebi ce mai face cu tare, oameni cu care te-ai cunoscut odinioară și vorbești despre multe vrute și nevrute și uneori n-ajungem să le spunem ceva de Dumnezeu. Eu cred că în permanență un copil al lui Dumnezeu ar trebui să fie implicat în cel puțin unul din aceste proiecte, dacă nu amândouă, care caracterizează menirea noastră pe pământul acesta. Împlinirea planului divin prin noi și în viețile noastre. Evangelizarea lumii și edificarea bisericii. Chiar ca slujitori, nu toți suntem evangheliști și nu toți suntem învățători. Există tendința aceasta de a încurca etichetele. Eu pot să predic la un program de evangelizare și am mai făcut-o, dar formatul meu nu este de apostol sau de evanghelist. Este de învățătură. Sunt oameni care excelează atunci când trebuie să-i cheme pe oameni la mântuire. E suflul lor, este lucrul care îi energizează. Și este extraordinar când fiecare își cunoaște chemarea, își cunoaște menirea și o folosește pentru ca să împlinească planul divin. Dar, veți spune dumneavoastră, aha, e treaba învățătorilor și evangheliștilor. Nu. Am observat că există o teamă de a interacționa cu oamenii în ideea că s-ar putea să nu știi prea mult. Ar trebui să știm cuvântul lui Dumnezeu, nu să fim în stare să dăm socoteală de ceea ce credem.
Dar ideea că nu suntem filozofi, că nu avem, nu suntem apologeți, n-am făcut școli. Dragii mei, Apostolul Pavel, care a fost un om erudit, la cel mai înalt nivel de competență academică, a crescut la picioarele lui Gamaliel. Le-a spus corintenilor, când am venit printre voi, am fost plin de frică și cutremur. Un om educat, un om care știe despre ce vorbește, este un om cu încredere de sine. Ăsta nu e timid. Dar când vorbim de Evanghelie, spune, n-am vrut să vorbesc cu vorbirile înduplecătoare. Nu. Ci cu o dovadă dată de Duhul și de putere. În Filipeni, Apostolul Pavel spune, le-am socotit pe toate ca un gunoi, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și corintenilor le spune, uitați-vă la voi, printre voi nu sunt mulți de neam ales, oameni din straturile înalte ale societății, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ca să le facă de rușine pe cele înțelepte, cele slabe ca să le facă de rușine pe cele tari și cele care nu sunt ca să le facă de rușine pe cele ce sunt. Hai să fim sinceri că acum și noi penticostali avem oamenii noștri cu școală, doctorii noștri, oamenii noștri pregătiți. De unde a plecat Evanghelia atunci când a fost reînviat crezul penticostal? Pentru că noi credem că și are rădăcina în ziua cinzecimii. Că Pentecost vine de la ziua cinzecimii, nu? Când s-a născut Biserica Domnului Iisus Hristos. A început cu oameni simpli, de țară, de muncitori la câmp, de oameni care au mers pe jos sau cu bicicletă, de oameni care au învățat să citească pe Biblie, pe care societatea i-a numit analfabeți. Așa s-a împrăștiat flacăra credinței penticostale. Și dacă e până la urmă, flacăra adevăratei credințe date sfinților odată pentru totdeauna. Împlinirea planului divin. În al doilea rând, vedem aici în pasajul acesta înțelegerea planului divin. Spune în partea a doua versetului 10, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. În prima parte vedem aproape o bâșbâială a lor, să mergem colo, ni se închid drumurile, mergem încolo, nu putem, ni s-au închis, s-a ridicat bariera. Există în procesul acesta de înțelegere a planului divin, mai întâi ținem cont de circumstanțe. Să știți că Dumnezeu lucrează prin circumstanțe. Ne comunică planul său prin circumstanțe. Sunt anumite drumuri care ni se închid și sunt anumite drumuri care ni se deschid. Asta s-a întâmplat aici. Au încercat să meargă într-un loc, le-a fost barat drumul, s-au întors în partea cealaltă, au ajuns până într-un anumit punct. De ce folosește Dumnezeu circumstanțele? Pentru că Dumnezeu nu lucrează cu roboți. Mintea noastră trebuie să rămână alertă. E o căutare. Versetul 10, prima parte, după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia. Și după ce li s-a vorbit prin descoperire, ei au trebuit să facă demersurile de a împlini planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e... Foarte interesant. Știți când l-a răpit Domnul pe Filip? L-a răpit pe Filip după ce i-a predicat famenului. De ce nu l-a dus la început? L-a răpit să-l ducă drept în căruța lui. Nu. Zice, i-a spus, ajung, du-te pe drumul care duce la pustie, du-te și ajunge din urmă carul acel. Deci nu putea Dumnezeu să-l răpească? Nu.
Există o parte pe care Dumnezeu o face prin noi și nu schimbă în mod supranatural lucrurile, pentru ca noi să apărem și să dispărem de aici până acolo. Dumnezeu nu se folosește de noi ca de niște îngeri, decât în anumite circunstanțe când El alege. Dar de obicei Dumnezeu folosește cursul natural al lucrurilor. Mă, nu știu dacă aveau nevoie de viză, de pașaport sau de ce aveau nevoie, dar dacă Dumnezeu i-ar descoperi cuiva, du-te în Africa sau în India, și v-am mai spus, mulțumesc Dumnezeu că până acum nu m-a trimis acolo. Asta nu înseamnă că omul se oprește, stă, se uită în sus și așteaptă ca cineva să-l ia și să-l arunce. Omul trebuie să facă demersuri normale. Trăim încă într-o societate care are un curs al lucrurilor. Și toate aceste lucruri ne formează. Au un scop, au un rol în viața noastră. Trebuie să ne facem și noi partea. Prin circumstanțe, prin căutări. Vă aduceți aminte de Samuel, marele om al lui Dumnezeu Samuel. Dumnezeu atât i-a spus, du-te în casa lui Isai, pentru că acolo vei unge pe noul împărat al lui Israel. Samuel atât a știut, se ducă în casa lui Isai, s-a dus în casa lui Isai. Acum întrebarea mea este, nu putea Dumnezeu să scurteze lucrurile și să le grăbească și să-i spună, auzi, spune să ți-l aducă de la câmp pe ăla mai mic care e la oi și pe ăla să-l ungi. Nu, l-a trimis pe marele proroc Samuel în casa lui Isai și spune, auzi, avem o sărbătoare aici, aș vrea să-ți văd fii, că nu știa pe care să-l ungă. Și normal că la orice tată Isai a dus în ordinea vârstei. L-a dus pe cel mai mare și Samuel a spus, Doamne, ăsta pare că arată împărat. Mi-a spus, nu, nu l-am ales, l-am lepădat. Te uita la înfățișare. Vine următorul. Bine, nu s-a oprit până nu i-a adus pe toți. Pe la mamii nu l-a mai băgat în seamă. Ăla precis ce stofă de împărat, are copilul ăla cu păr bălai, cu față frumoasă. Ăsta-i bun de păscut oile, nu-i bun de împărat. Nici prin cap nu i-a trecut lui taică-su să-l mai aducă și pe el. Și normal că prorocul, în căutarea lui, s-a simțit blocat. A spus, dom'le, trebuie să fie ceva în neregulă aici. E ceva care ne-a scăpat. Nu mai ai niciun fiu? Ăștia-s toți? A, e ăla mic. Dar e la câmp. Ce mai avea rost să-l deranjez și pe ăsta să... Are treabă. Zice, adu-l repede aici, că nu vom sta la masă și nu vom începe sărbătoarea până nu-l aduci. Și când a intrat, atunci Dumnezeu a zis, scoală-te și unge-l. Pentru că el este. Zice, procesul acesta care nouă ni s-ar părea inutil. Spune-i, Doamne, cum îl cheamă și de unde să-l ia. Nu. Știți de ce? Pentru că de fiecare dată, inclusiv în viața unui mare proroc, ca Samuel, Dumnezeu mai are să ne învețe câte ceva. Știți că Samuel s-a legat de împăratul Saul așa de mult, încât toate căderile lui Saul, lepădarea lui Saul, afrontul pe care Saul l-a adus lui Samuel, s-a apucat să aducă jertfe fără el, l-a insultat. Dar de bărbatul ăsta, cel mai înalt, de la umeri în sus, om falnic, frumos, să te uiți și să-l admiri că e un împărat în toată puterea cuvântului. Vă aduceți aminte ce greu s-a desprins Samuel de el? Câtă loialitate a dezvoltat el față de imaginea aceea, că de caracter n-avea cum să se lege. Ce caracter a avut Saul?
Un om neascultător de Dumnezeu. Un om care s-a lepădat de Dumnezeu, că de-aia s-a lepădat și Dumnezeu de el. Și l-a lepădat. Samuel s-a legat de imagine, de un anumit chip pe care el l-a perceput ca fiind demn de un împărat. Și trebuia să învețe lecția. Că atunci când facem lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să ne dezbrăcăm de prejudecățile noastre umane. Vă aduceți aminte de ce l-au respins pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că nimic bun nu poate ieși din Nazaret. Ne vine din Nazaret, hai să discuți. În înțelegerea planului divin, suntem călăuziți prin circumstanțe, Dumnezeu le rânduiește, prin căutare, ne uităm în stânga, în dreapta și ne uităm, batem la mai multe uși și vedem care se deschide, dar și prin descoperire. Vine momentul descoperirii și aici vreau să vă spun, frați și surori, când vine momentul descoperirii, vine cu asemenea claritate încât îți dă înțelegere cu privire la planul lui Dumnezeu specific pentru momentul respectiv. În momentul în care au avut vedenia, a avut vedenia Pavel, spuneam, căutat îndată să ne ducem la Macedonia, căci înțelegeam, am înțeles ce se întâmplă. Domnul vrea să ne trimită acolo să predicăm Evanghelia. Există pericolul să devenim dependenți de descoperiri la nivelul la care să-L ispitim pe Dumnezeu și să-I punem întrebări cu privire la lucruri pe care ar fi trebuit deja să le știm, principii pe care nu le putem negocia cu Dumnezeu. Dar există pericolul să eliminăm din împlinirea planului lui Dumnezeu cu privire la viața noastră revelația și descoperirea divină. Am fost zilele trecute la conferința pastorală a Convenției în Nashville, Tennessee. Și fiind cu fratele pastor Aditișe, am mai stat de vorbă, ne-am mai gândit, ne-am mai răzgândit, am mai tot vorbit. Pentru că trebuie să vorbim, să mai analizăm, să mai judecăm lucrurile. Și la un moment dat, în timpul unei pauze, a venit un frate la noi, ne-a fost prezentat de un alt frate ca având dar de descoperiri. Și ne-a spus ce a avut din partea Domnului. Ne-am gândit, măi, da, chiar așa, interesant. N-am să vă spun exact ce este, pentru că e un aspect de călăuzire personală a mea și a fratelui Adi. Nu că ne-am îndoit, dar uneori când Dumnezeu îți vorbește prea clar, aproape că nu-ți vine să crezi. Că sunt unele descoperiri. Ci frate, acum aici spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Nu e nimic simbolic despre asta. Au avut nevoie de un pic de interpretare, că n-au avut nevoie de ajutor de saci cu mâncare. Și-au dat seama că trebuie să ducă să le predice Evanghelia. Au interpretat corect vedenie. Dar uneori e mai simbolic un pic felul în care vorbește Dumnezeu. Și ne pune mintea la contribuție. Și e bine. Dar uneori vorbește pe șleau. Da, te pun ochit, pun lovit. Și te sperii. Chiar așa. În momentul în care ne pregăteam să ieșim la sfârșitul zilei de conferință, pe o ușă laterală, să mergem către mașină, fuge un alt frate după noi, oameni din diferite locuri nu se cunoșteau unul pe altul, și cum eram noi în tingerea și puțin cam târziu și vroiam să găsim undeva un loc unde să mâncăm seara,
mi-a fost frică, fratele respectiv era un păstor din cadrul Uniunii și zic, au, cine știe ce probleme o avea și mor de foame. Mai bine mă suna mâine. Zice, frate, stați puțin. Zice, bine că v-am prins pe amândoi. Eu și ăsta. Și începe să ne spună ce a avut din partea Domnului, folosind cuvânt cu cuvânt expresiile fratelui care a venit la noi dimineață. Și unul și altul aveam nevoie de aceste descoperiri. Și uitați de ce. Și cu asta am să închei, deși mai aveam câteva puncte, poate cu altă ocazie, vreau să vă spun ceva foarte important pe care îl puteți aplica în viețile dumneavoastră. Gândiți-vă, vă rog frumos, în momentul în care Marele Apostol Pavel, Marele om al lui Dumnezeu cu tot anturajul pe care îl avea în jurul lui, au vrut să meargă în Asia. Mergem să predicăm Evanghelia. Mergem să întărim bisericile. Planul lui Dumnezeu. Și cade o avalanșă de obstacole în calea lor. Și nu li se potrivește nimic. Acum, dacă eu aș fi fost unul dintre însoțitorii lui Pavel, aș fi pus la îndoială chemarea lui. Aș fi zis, măi, frate, ce apostol ești tu? Ne iei pe toți, ne scoți din comunitatea noastră, venim să facem mari lucrări de evangelizare cu tine și ni se neacă toate corăbile, nimic nu merge. Blocaj peste blocaj. Unde este călăuzirea ta? Mai mult. Hai să zicem că pe asta o explicăm, că suntem experți, știm să explicăm. Ieșim noi cumva. Dar când au trecut prin ținutul Frigiei și Galatei și au ajuns lângă Misia și se pregăteau să intre în Bitinia și se părea că s-au cam dat barierele la o parte. Dintr-o dată, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Frați și surori, nu întotdeauna Duhul lui Iisus, nu întotdeauna călăuzirea Duhului este de ordin pozitiv, creind oportunități, deschizând drumuri și uși. Uneori călăuzirea Duhului Sfânt îți pune barieră. Și noi interpretăm barierele ca o lipsă de călăuzire. Cine le punea obstacole lor să nu poată merge nici colo, nici colo? Duhul Sfânt. S-ar putea să fii blocat într-o anumită situație. Și să spui, Doamne, călăuzește-mă cum să fac să ies. Și Dumnezeu spune, te călăuzesc, stai acolo. Blocat în situația respectivă, din care vrei să ieși, că simți că e o menghină care te strânge. Gândiți-vă la Pavel, știți că la un moment dat a avut un țepuș în trup. Și a spus, Doamne, mi-e greu să fac lucrarea ta. E foarte posibil din mai multe pasaje pe care le citim că era un handicap vizibil. Mulți interpretează că era o problemă cu ochii, vizibilă, urâtă. Pentru că spunea, zice, în loc să vă fie scârbă de mine, ați primit cu drag Evanghelia pe care v-am propovăduit. Și la un moment dat zice, v-ați fi dat ochii din cap pentru mine. Mi-ați fi dat ochii voștri. Și Dumnezeu îi spune, nu, harul meu ți este îndeajuns. Țepușul ăsta rămâne acolo. Și a înțeles, datorită marilor descoperiri și revelații pe care le-a dat Dumnezeu, avea nevoie pentru ca să nu se mândrească. Impresia noastră este, de multe ori, călăuzirea Duhului Sfânt este să ni se netezească toate drumurile. Să căpătăm trecere înaintea tuturor oamenilor. Nu. Uneori călăuzirea Duhului Sfânt ne duce în vale, ne duce în fața unor obstacole, rămânem blocați în fața lor și spune, ce se întâmplă aici?
Unde e călăuzire? Asta e călăuzire. Duhul Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin misia, s-au coborât la Troa. Și când au ajuns la Troa și nu mai știau încotro să se ducă, a venit revelația care le-a spus: treceți în Macedonia, intrați în Europa, pentru că am de mântuit un continent întreg. Scump, frați și surori, în multe ipostaze ale vieții, în viața personală, viața de familie, în viața de biserică, ne uităm la circumstanțe și punem la îndoială călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi într-adevăr călăuzirea lui Dumnezeu, ne facem noi socotelile, și să știți că slujitorii, păstorii își fac foarte multe socoteli. Când eram copil, mi-aduc aminte că odată, cred că l-a văzut mama pe tata puțin cam obosit într-o dimineață și spune: cum ai dormit, dragă? Zice, m-au mai trezit gândurile. M-au trezit gândurile. Când eram copil, puneam capul pe pernă, domne, până a doua zi târziu, că trebuia să tragă de mine din pat. Ce e să te trezească gândurile, ce știam eu la vârsta aia de gânduri că te trezesc? Știți că și pe dumneavoastră și pe noi ne trezesc de multe ori gândurile, unii nu le lasă să dormim. Și spunem noi, dacă era călăuzirea ta, ar fi trebuit să fie așa, ar fi trebuit să fie altfel. Așa mi-am imaginat eu că se vor întâmpla lucrurile, dacă într-adevăr era călăuzirea ta. Și uneori Dumnezeu vine să ne descopere anumite lucruri într-un mod providențial și ca să nu existe dubiu și să nu există îndoială, trimite doi oameni diferiți, din locuri diferite, care nici măcar nu se cunosc unul pe altul și îți spune exact aceleași cuvinte, ca să știi că în ciuda unor obstacole, ocolișuri, lucruri care produc disconfort, semne de întrebare, ești încă la punctul 1, ești încă în grafic, în împlinirea planului divin. Rugăciunea pe care eu înalț înaintea lui Dumnezeu în această dimineață este să prețuim călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că până la urmă, frați și surori, Duhul Sfânt nu ni s-a dat pentru ca să fie asistentul nostru în împlinirea proiectelor noastre. Să nu confundăm niciodată proiectele noastre cu planul lui Dumnezeu. Noi suntem la dispoziția Duhului Sfânt, suntem executori a planului lui Dumnezeu prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și dacă în ceea ce privește sfințenia, în ceea ce privește principiile de credință, n-avem voie să facem decât un pas mai înainte, un pas mai în sus. Când este vorba de aplicarea planului lui Dumnezeu, a misiunii noastre, uneori călăuzirea lui Dumnezeu ne duce dintr-o parte în alta, uneori ne duce în sus și alteori ne duce în jos. Uneori ne duce înainte și alteori ne face să facem un pas înapoi. Pentru că aici este vorba de lucruri dincolo de puterea noastră de înțelegere. Și nici măcar nu este nevoie de o rațiune și de o înțelegere umană. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Nu știu care este aplicația aceasta în viața ta. Zilele trecute am stat de vorbă cu un frate scump și mi-a povestit câte ceva despre un diagnostic pe care l-a primit de la medici. M-am întristat adânc în inima mea, pentru că am văzut un om cu o inimă extraordinară pentru Dumnezeu, pentru împlinirea planului Dumnezeu, cu privire la el, la familia lui, la lucrarea Domnului.
Eu m-am întristat și m-am rugat, am spus, Doamne, dar chiar așa, când omul face pași înainte și în sus, îl zdrobești? Nu lăsa să se simtă abandonat de tine, că așa se pare. Atunci când noi suntem în voia lui Dumnezeu, când vrem să facem, să împlinim planul lui Dumnezeu în viața noastră, poate în afacerile noastre, în starea sănătății noastre, în anumite lucruri, apar obstacole, apar probleme. Și ne întrebăm, păi mi s-a meritat să fac ceea ce am făcut? Sau mi se merită să mai merg? Nu cumva ăsta e un semn că trebuie să le pun pe toate jos, să mă las, să mă... Că uneori asta facem, fraților. Ascultați, nu știu, habar nu am, de ce în anumite momente Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața cuiva. Dar știu cu siguranță că dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, orice urcuș sau coborâș, orice deviere, orice întrerupere, orice blocaj va duce până la urmă la împlinirea planului măreț al lui Dumnezeu în viața noastră și mai ales pentru împărăția lui. Citiți epistola lui Pavel către Filipeni. Cât de dulce le vorbește filipenilor despre o relație extraordinară, o biserică înființată în pușcărie, în casa unui temnicer, cu un grup de femei cucernice care au mers la rugăciune și s-au întâlnit cu Evanghelia. Și spune filipenilor, filipenilor, aduceți-vă aminte că la începutul Evangheliei în părțile Europei, nimeni n-a colaborat cu noi la dare și la primire. Voi ați fost sursa noastră de dărnicie să putem face misiunea, să putem sluji lui Dumnezeu în Europa. Și dacă sunt acum bogat, sunt datorită vouă și a darului pe care l-ați trimis prin Epafrodit. E una dintre bisericile speciale, atât din punct de vedere al maturității, cât și din punctul de vedere al implicării în lucrarea lui Dumnezeu. Această biserică s-a născut într-un moment în care Pavel ar fi putut să spună, auzi, poate că nu e voia lui Dumnezeu să mergem în această a doua călătorie, hai să ne împachetăm și să mergem înapoi în Antiohia. Tot ce apare în drumul nostru, câtă vreme suntem în voia lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt, este parte din lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Doamne, umple-ne de înțelepciunea Duhului Sfânt și ajută-ne, indiferent de circumstanțe, să rămânem în voia Ta, să continuăm să împlinim planul Tău, atât pentru mântuirea altora, cât și pentru slujirea și edificarea altora. Ne rugăm cu toții împreună.